Bun venit! Vă propun un exemplu de organizare a unei activități de învățare pentru tema din programa școlară Operații cu șiruri de valori, algoritm de bază pentru șiruri de valori, din cadrul unității de învățare Algoritmi. Această resursă se adresează cadrelor didactice. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică dotat cu acces la internet și videoproiector sau online, utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Pentru prezentarea și explicarea aplicațiilor, vă propun un timp total de 40 de minute. Profesorul reamintește elevilor structura repetitivă cu număr cunoscut de pași și implementarea acesteia în limbaj de programare. Se propun apoi spre rezolvare probleme care prelucrează valorile unui șir numeric și utilizează noțiunile prezentate anterior. Din cele 40 de minute, vă propun ca timp de 20 de minute să prezentați elevilor filmul pe care îl regăsiți la linkul afișat pe ecran și pe care l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa 8-a! Astăzi vom descoperi împreună cum putem construi algoritmi elementari care prelucrează valorile unui șir. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n și un șir de n numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Programul afișează pe ecran suma valorilor strict pozitive din șir, precedată de un mesaj informativ sau mesajul: șirul nu conține termeni strict pozitivi în cazul în care nu există valori strict pozitive în șir. De exemplu, dacă n egal cu 4 și elementele șirului sunt 1, minus 2, 3, 4, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează suma termenilor pozitivi este 8. În cazul în care n egal cu 5 și elementele șirului sunt minus 1, minus 1, minus 3, minus 3 și minus 5, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul: șirul nu conține termeni strict pozitivi. Pentru rezolvarea problemei vom utiliza o variabilă întreagă n, în care vom citi de la tastatură o valoare de intrare reprezentând numărul de termeni ai șirului. Se utilizează variabila întreagă x, în care vor fi citite pe rând de la tastatură valorile șirului. Se folosește instrucțiunea repetitivă cu număr cunoscut de pași for. La începutul programului se declară variabila s și îi se atribuie valoarea minus 1. În cadrul structurii for se verifică pentru fiecare valoare citită în variabila x dacă este strict pozitivă. În caz afirmativ, se verifică dacă aceasta este prima valoare strict pozitivă din șir și atunci variabila s primește valoarea x. În caz contrar, la valoarea variabilei s se adaugă valoarea variabilei x. La finalul algoritmului se verifică dacă valoarea variabilei s a rămas minus 1 și în acest caz se afișează mesajul: șirul nu conține termeni strict pozitivi, iar în caz contrar se afișează valoarea variabilei s precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă valoarea variabilei n este egală cu 4 și termenii șirului sunt 1, minus 2, 3 și 4, mesajul afișat este: suma termenilor pozitivi este 8, iar dacă n egal cu 5 și termenii sunt minus 1, minus 1, minus 2, minus 2, minus 3, mesajul este: șirul nu conține termeni strict pozitivi.
aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n. N mai mare strica 2 și mai mic egal cu 10 și un șir de n numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Programul afișează pe ecran suma valorilor pătrate perfecte din șir, precedată de un mesaj informativ, sau mesajul, șirul nu conține valori pătrate perfecte, în cazul în care nu există valori pătrate perfecte în șir. De exemplu, dacă n egal cu 4 și elementele șirului sunt 1, 2, 3 și 4, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul suma valorilor pătrate perfecte din șir este 5, iar dacă n egal cu 5 și elementele șirului sunt 5, 6, 7, 8 și 10, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul șirul nu conține valori pătrate perfecte. Pentru rezolvarea problemei vom utiliza o variabilă întreagă n în care vom citi de la tastatură o valoare de intrare reprezentând numărul de termeni ai șirului. Se folosește variabila întreagă x pentru citirea valorilor șirului. La începutul programului se declară variabila s și primește valoarea 0. La final, variabila s va reține suma valorilor pătrate perfecte din șir. Se declară variabila g, care se inițializează cu 0 și aceasta este utilizată pentru a verifica dacă există valori pătrate perfecte în șir. Cu ajutorul instrucțiunii for, în variabila x se citesc pe rând termenii șirului. În cazul în care valoarea curentă a variabilei x este un pătrat perfect, se modifică valoarea variabilei g în 1 și se mărește valoarea variabilei s cu valoarea lui x. La finalul programului, dacă valoarea variabilei g a rămas egală cu 0, rezultă că nu au fost identificate valori pătrate perfecte în șir, iar în caz contrar se afișează valoarea variabilei s precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește în variabila n valoarea 4 și termenii șirului sunt 1, 2, 3, 4, mesajul afișat este suma valorilor pătrate perfecte din șir este 5, iar dacă de la tastatură n egal cu 5 și valorile șirului sunt 5, 6, 7, 8, și 10, se afișează mesajul, șirul nu conține valori pătrate perfecte. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++, care citește de la tastatură un număr natural n, n mai mare strict decât 2 și mai mic egal cu 10, și un șir de n numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Programul afișează pe ecran suma valorilor negative din șir, sau mesajul, șirul nu conține valori negative în cazul în care nu există valori negative în șir. Exemple, dacă numărul de valori din șir este 4 și elementele șirului sunt 1, minus 2, 3, minus 4, atunci, în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea minus 6, iar dacă numărul de valori din șir este 5 și elementele șirului sunt 5, 6, 7, 8 și 10, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul șirul nu conține valori negative. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritme elementari care identifică și prelucrează valorile unui șir numeric. Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și implementarea acestuia în limbaj de programare. Pentru obținerea unui feedback rapid, se testează soluțiile oferite,
utilizând un mediu de programare specific limbajului de programare. După caz, profesorul oferă explicații suplimentare la sarcinile de lucru unde elevii au întâmpinat dificultăți sau au greșit în mod sistematic.